Bună ziua, prieten! Bine ne-am reîntâlnit la ediția de primăvară-vară a emisiunii Brașovul tău. Mai avem câteva săptămâni până la start oficial pentru europarlamentare. Lumea s-a încins, spiritele se încing, atmosfera este deja fierbinte, mult mai fierbinte decât este temperatura afară. Așa că îi dăm și noi startul fără să mai lungim prea mult. Invitatul de astăzi, domnul Aristotel Căncescu, ex-senator al României, de Brașov, bineînțeles, și trei mandate de președinte al Consiliului. Patru. Să corectăm. Patru, ca să fie, da. Sau trei jumate, așa, să o luăm cu virgulă. Patru întrerupte într-un mod absolut nefiresc și... Da. E istorie deja. Da. Deja a început campania electorală pentru europarlamentare, deși încă nu s-a dat start oficial, dar cam toată lumea, mai puțin al de la Brașov, cam toată lumea a furat startul ăsta. Zic da. Mai puțin al de că nu-l văd pe stâlpi. Bun, miza, să știți că pentru politicienii locali la europarlamentare e destul de mică. Miza e mare pentru cei de la București. Miza mare va fi la alegerile locale peste un an de zile. Sunt alegerile care aduc cei mai mulți votanți, cu miză mare, cu campanie ca lumea. Păi cu... este și cea mai importantă alegere pentru comunități, că își aleg liderii locali, dar este trambulina pentru alegerile legislative, că în general cine câștigă localele își face până la legislative în alea 6 luni și aparatul ca să meargă uns alegerile parlamentare. Că e important să ai primar, să ai consilieri locali, cât mai mulți. Bun, acum practic e o luptă care se dă între câteva formațiuni politice, că celelalte aproape că nu contează, nu mai contează. E PSD, PNL, ALDE și USR. Da. Ceilalți eu nu cred că vor intra în Parlament, nici... UDMR-ul, dai cam alunecă un picior de pe creangă. UDMR-ul va intra. Nu, dar UDMR-ul, mă rog, e constant, e tot timpul, 5-7% și tot timpul intră, are votanți foarte conștiincioși și e firesc să fie așa. Că la măsurătorile actuale este totdeauna la 4,5. 4,5, deci bun, pe limită, bun, dar așa a fost întotdeauna. Și din, ce cauza, din cauza eșantionului e foarte greu să nimerești eșantionul, mai ales când e vorba de UDMR, da. Pentru că ei sunt concentrați în centrul țării, în 3-4 județe și... Și cam atât. Și acolo ies 98% și s-a terminat. Totuși, europarlamentarele reprezintă un indicator politic foarte important pentru starea națiunii. Anul ăsta miza va fi foarte mare. Este vot politic pur și simplu, nu contează că e Gheorghiță, că e Vasilică, că e Ionică, contează pur și simplu apartenența partidului la iubirea publică. Nu neapărat. Uitați, acum 5 ani de zile am primit ca politician cu vechime, că aveam un sfert de secol de politică în prima linie a politicii românești și am primit o lecție ca niciodată. Nu venea să cred. Nici eu, nici scripcarul, nici primarul scripcarul. Nu ne venea să credem că în Brașov ne-a bătut Mircea Diaconu. Două partide puternice, cele mai puternice. A fost creat o stare de spirit și un post de televiziune care, și acolo s-a văzut puterea acelui post de televiziune care l-a mediatizat foarte mult și Mircea Diaconu a luat un procent nesperat de mare, adică a scos o normă de 3 euro parlamentari ca independent. Ca independent. Da, dar în contextul în care Mircea Diaconu a venit cu background-ul lui, cu zestre acumulată în ani de zile de scenă, a venit practic ca actor, nu ca un politic, și a venit cu notorietatea de actor, de film și de teatru. Ori asta era clar menită să bată orice reprezentant al spectrului politic. Păi uitați, în Ucraina un actor acum e la un post să câștige prezidențial, legea ce desemne, incredibil, și nu știu dacă e bine pentru această țară, că Poroșenko, actorul președinte, are deja o anumită experiență, e un om puternic. Dacă nu știe să-i facă să râdă, ăsta e actor de comedie care vine tare din urmă.
americanii n-au avut actor președinte și un actor... Ronald Reagan, da. Care nu numai că a fost actor, că un actor, actor a fost un actor de mâna a doua, în schimb ca președinte a fost un președinte de mâna întâi, categoric. A fost vârful președinților secolului trecut, secolului 20. El va rămâne un reper în politică, pentru că el a creat războiul stelelor, el practic a terminat Imperiul Sovietic. L-a terminat Imperiul Sovietic, acel război al stelelor cu... A ajuns în zona Gorbaciov, unde l-a împins pe Gorbaciov spre Perestroica și spre Glasnost și de acolo a început. Nu cred că l-a împins. Cred că situația din fosta Uniune Sovietică l-a împins, pentru că era o situație economică foarte proastă, era un colaps. După doi președinți care au murit la un an fiecare, Gorbaciov a venit ca o necesitate. Categorii. Dar acum, făcând o mică paranteză, URSS-ul a dus-o foarte prost cu economicul, încă de după al doilea război mondial și de fapt și mai înainte. După al doilea a luat la pachet fabrici și uzine din România, din Cehia, din Germania, a luat foarte multe, dar degeaba, pentru că indicatorii lor au fost până la pământ. Ei au trăit efectiv doar din ce au luat de la alții, inclusiv la capitolul grâne, porumb și alimente. Dar să ne întoarcem la europarlamentare. Nu aveți senzația că se acumulează o masă critică în rândul populației cu drept de vot care se va deplasa împotriva actualei coaliții guvernamentale? Cu votul, nu altfel. Pentru că starea de nemulțumire crește. Bun, crește motivat și nemotivat. Pe de altă parte... Sunt niște realități care s-au întâmplat, au crescut salariile, economia merge, faptul că indicatorii ne plasează pe primul loc în Europa la creștere economică, sunt niște chestii pozitive. Pe de altă parte, oamenii niciodată nu vor fi mulțumiți și în România întotdeauna am avut, asta la este parlamentare am avut schimbarea, după aceea schimbarea schimbării și tot, și așa. Tot așa. Pe de altă parte... Bun, e și influența internetului, Facebook-ului și nu numai în țara noastră, în toate țările este această influență. Văd că părerea mea că această forță politică care s-a născut acum 3-4 ani, USR-ul va lua un procent mare, dar acel procent să știți că îl va lua de la PNL, nu din altă parte. Nu se duce în zona roșie a hărții politice? Nu. Clar. Bun, PSD-ul cu ALDE, părerea mea, pot. Nu, aici cred că este o mare problemă, pentru că zona roșie înseamnă PSD. ALDE nu e zona roșie, ALDE este într-o coaliție de conjunctură. Nu, eu mă refer la coaliție, nu la zona roșie. Da. Zona roșie numai PSD-ul și atât. Dar PSD cu ALDE, practic, sunt cu câteva procente sub cât au scos data trecută. Dacă ai luat și procentele lui Pond, ai ajunge tot acolo. Deci, practic, să știți că nu s-a schimbat nimic. PNL-ul eu nu-l văd ca un partid care să crească foarte mult. Eu nu cred că PNL-ul va lua 20%. Cu această politică pe care o duce PNL-ul, nu cred că va lua acest procent. Practic, ei nu fac altceva decât... Dați-vă voi ca să venim noi. Exact. Și acest lucru deja e vizibil. Am urmărit discursul lui Klaus Iohannis la aniversarea 15 ani de la intrarea noastră în NATO. Eu m-am speriat. Parcă îl vedeam pe un personaj, un amfiteatru de la Nuremberg în 1938. Aceeași vehemență, același limbaj, parcă îl vedeam pe Hitler în 1938. Nu mi-a venit să cred, efectiv. Nu știu, e un limbaj al disperării, eu nu cred că Klaus Iohannis mai are șanse să... Tura trecută ați fost unul dintre cei care au pus umărul din greu. Nu, domnul Popa, am fost unul care nu numai că a pus umărul, am avut o contribuție mare să preia partidul să fie candidat. Eu am făcut foarte multe prostii în politică și de multe ori stau să mă gândesc că merit soarta. Asta e una dintre ele. L-am adus cu Liga, eu am condus Liga Aleșilor Locali. Exact. Cum conducea Dragnea Liga la PSD, o conduceam la PNL. Influența o aveam foarte mare, pentru că aveam o relație de colaborare și prietenie cu toți cei din structurile administrative din țară și noi l-am adus prima dată pe Crin Antonescu, ceea ce a fost o greșeală. Crin Antonescu, un om asta foarte cultivat. Asta mi-aduc aminte, ați regretat-o faptic a doua zi.
Deci, efectiv, la propriu, a doua zi. Nu a doua zi, după 2 ani, nu a doua zi. Dar el, Crin Antonescu, un om foarte cultivat, un parlamentar foarte bun, un manager de partid foarte slab, foarte slab, care practic a lăsat partidul în voia sorții și l-a distrus aproape. Dacă nu se făcea fuziunea cu PDL-ul, eu vă spun că PNL-ul nu mai exista la ora actuală. Eu sunt convins de acest lucru. După aceea l-am sprijinit pe Klaus Iohannis și practic o altă greșeală. N-am fost cel care, din contră, am fost singurul care am votat pentru excluderea lui Tăriceanu din PNL, un cel mai bun președinte pe care l-a avut partidul în perioada post-decembristă și fost prim-ministru, da, un om cultivat, un politician foarte bun. Aia a fost o mare greșeală pe care am făcut-o, iar Klaus Iohannis a fost o eroare. Eu îl văd și acum cât de vehement e. Practic n-a făcut nimic în mandatul lui. N-a făcut absolut niciun lucru notabil ca să... Ca președinte e cam greu să faci ceva notabil pentru că ești încorsetat de prevederile constituționale. Bun, poți să faci. Băsescu a vorbit foarte mult. Băsescu a făcut. Băsescu a reușit ca să colaboreze cu guvernul. Dumnezeu, să crezi că el nu putea colabora cu guvernul? Indiferent care era ăla. Dar nu a dorit acest lucru. A dorit război de la început cu guvernul. Vizibil acest lucru. De fapt, să știți, stau și mă gândesc că istoria asta e ciclică. Urmăream... acum câteva luni, când s-au împlinit 90 de ani de la prima emisiune de radiodifuziune din România, au dat din fonoteca de aur foarte multe voci. Una din vocile pe care le-am auzit, eu nu știam că există înregistrat, Armand Călinescu, 1939. Da. El nici n-a fost prim-ministru decât un an de zile maxim. Ce zice Armand Călinescu? Se plângea de politicienii români, îl puteți asculta, da. E posibil să-l găsiți și pe internet, se plângea de politicienii români care se duc toată ziua să plângă la Berlin și la Viena și care au fost rezultatele la un an jumate, după dictatul de la Viena care ne-a luat jumate din Ardeal. Dar nu-i nimic nou în chestia asta, pentru că ne ducem nu la perioada interbelică, ci la perioada dinainte de primul război mondial. Ce făceau politicienii? Plângeau. La poarta, la otomană, exact. La... aceeași chestie la porți, găsim, tot timpul, da, la porți. O găsim și pe timpul fanarioților, o găsim și la Dimitrie Cantemir, descrisă, cu lux de amănunte. Dar bine să vedeți, știți care e regretul meu? Că singurul, că e clar ce urmăresc cei de la Bruxelles, să pună, că îi doare pe ei în fund de justiția noastră și de, de așa zisă corupție din România. Ei vor și au reușit să pună mâna pe mediul politic, să pună mâna pe mediul economic și cu asta basta, altceva nu-i interesează. Pe mediul economic au pus mâna încă de acum 10-15 ani, relaxat și lejer. Nu, în timp. Acum poți să zici că practic mediul economic aproape tot în mâna lor. Și din cauza asta fac și acest lobby puternic și bagă tot felul de fitile în politica românească. Uitați, v-am povestit parcă la emisiunea trecută, când a venit de la cazanele Dunării cu mașina spre, da, Brașov, dom'le, trei locuri numai indicatoare, drum reparat de Strabag. Strabag, Strabag, Strabag. Da, nimic cu Strabag, că era cât pe ce să facem aeroport cu ei, dar n-a ieșit. Dar nu mai e nicio firmă românească de drumuri. Cei mai mulți bani, să știți, se duc pe construcțiile de drumuri în orice țară. Pe domnul președinte, de ce nu mai sunt firme românești de construcții de drumuri? Că au fost, au fost multe de tot. Și Brașov am avut o firmă puternică. Nu, n-am avut, în Brașov am avut chiar 3-4 firme, da, puternice. Dar a venit o perioadă și premier era Ponta, când s-a întâmplat un fenomen. M-a povestit om de afaceri din domeniul de aici, de la Brașov. M-am dus la bancă cu contractul semnat cu Guvernul României să fac drum. Și pe baza contractului am accesat niște milioane de euro credit. Am început să lucrez și m-am dus la decont, la rambursare. Nu s-a mai decontat. Și toți au pățit așa, și Umbrărescu, și toți s-au trezit cu rambursările blocate și normal că au intrat în insolvență și apoi în faliment. Firme care se dotaseră, care se dezvoltaseră foarte bine și care aveau capacitatea să facă autostrăzi, să avem până și
Dom'le, eu nu prea cred prea multe din ce zice Victor Ponta. Ca politician... Nu, că el nu recunoaște chestia asta. Altceva vreau să spun. A spus la un moment dat un lucru, că el a vrut să facă autostrada Brașov-București, care e cea mai mare necesitate în România. E incredibil ce se întâmplă sâmbătă, duminică, vineri pe acest drum național. Da. Dar a fost atenționat de cine? De apărătorii Bruxelles-ului și altora, de Coldea, că dacă faci, ajunge la pușcărie. Să amenici un prim-ministru că ajunge la pușcărie dacă faci o autostradă, mi se pare foarte grav. Nu știu ce măsură e adevărat sau nu. E greu de crezut așa ceva în contextul în care vine comisarul european pe fonduri, vine Corina Crețu și spune, băi, sunteți inconștienți, aveți miliarde de euro ca să faceți autostrăzi, de ce nu le accesați? Și așa e, de ce nu le accesăm? Pentru că pe tot parcursul ăsta, de la aderare până acum, cam tot ce a fost proiect european, cu nenotabile excepții, s-au dus pe pregătire profesională chipurile. Să facem coafeze, să facem bucătari, să facem cofetari, să facem pasnici de noapte, să facem pantofari, dar nimic într-o zonă constructivă. Și asta pentru că noi, guvernul României, n-am fost în stare să solicităm. Nu că ne-au împins ei spre marginalizare. Nu vreau să comentez această chestiune, nu știu cât adevăr și neadevăr este, mai cunosc eu anumite lucruri. Nu uitați că toată lumea zice bani europeni, bani europeni, de parcă ăștia vin așa din cer și ne vin și noi nu mai avem nicio obligație decât să-i cheltuim. Acei bani îi plătim, să știți. Mulți zic, bă, vin pe de gratis. Nimic nu vine pe de gratis. Acei bani va trebui să-i plătim în timp. Deci acești bani sunt un fel de credit și, din păcate, știți care e treaba. Ei și-s cum vin. Vin deja cu destinație clară. Eu am văzut la licitațiile de la compania APA pe fonduri europene, licitațiile trebuie să fie internaționale. Veneau firme care câștigau pentru că impuneau niște criterii și erau din Franța, Spania, Austria, Germania, lucrau după aceea cu firme românești pe care le plăteau la jumătate și ei își luau banii. Am rezervele mele, pentru că am văzut, am trăit pe pielea mea aceste lucruri, nu cu drumurile, că n-am. Noi drumurile în Brașov, să știți că le-am făcut, drumurile județene le-am făcut când am plecat de la CJ, drumurile erau nu de nota 10, că nu cred că e un județ care să aibă drumuri de nota 10, dar un 8, vă spun cu certitudine. Nu la drumuri, dar am văzut la investițiile pe apă, unde am primit o sumă foarte mare de bani, un sfert de miliard de euro, e o sumă enormă, foarte mare. Și acești bani, să știți că în final a trebuit să-i dăm unde trebuie. Uitați, m-am întâlnit cu un prieten, lui și zic numele, că e persoană cunoscută, Gheorghe Frundo, care nu mai face el politic acum, dar îmi povestea care e situația în Ungaria. În Ungaria, să știți că numai firmele românești, ungurești câștigă licitații. Numai firmele ungurești. Sunt licitații din astea foarte mari, cu bani care îți veniți, cu destinații speciale, care sunt făcute și de firme străine. Dar ei își protejează mediul de afaceri. Păi și cine ne-a împiedicat pe noi să protejăm capital românesc, să-l susținem? În afară de guvernele care s-au succedat, nimeni altcineva. Eu nu cred că guvernele au fost de vină. Aici a fost o altă minte diabolică care a gândit totul. Totul a fost până a venit Traian Băsescu, a pus sistemul lui de securitate în funcțiune și practic au pus biciu pe firmele de afaceri până le-au terminat. Controle peste controle. Îmi povesteau un constructor de drumuri, n-aș vrea să-i dau numele că nu am acceptul lui, un mare constructor de drumuri din Brașov, îmi povestea că la el acasă au fost 4-5 percheziții, ba DNA-ul, ba DICOT-ul. Păi cum poți să reziști în condițiile acestea? Adică, pe lângă că n-au avut niciun sprijin... Mai ales că la o descindere de astea, mi-aduc aminte foarte bine, au venit pâș-pâș, l-au dat pe portar la o parte și au dat drumul la sirene sub geamurile omului. De s-a lipit ăla de tavan la 6 dimineața. Cunoaștem persoana și de-aia. Dar apropo de investiții în județul Brașov, văd că acum e la mare modă finalizarea aeroportului, care este cam în stadiul pe care l-ați lăsat dumneavoastră. Asta vreau să vă spun, că practic
PNL-ul acum își face campanie electorală numai strict, numai cu această investiție, care dacă mergeți acolo, chiar vreau să trimit o dronă într-o zi pe acolo, o să vedeți că este exact în starea în care l-am lăsat eu. Din contră, au mai dispărut vreo 200 de metri de gard. Deci, acolo practic nu s-a făcut nimic. Că se va face, poate se va face, dar nu, încă nu e un motiv... Nu e un motiv de, de laudă pentru ei. Mare tantam. Oricum, vești, inaugurarea bretelei. Actualul președinte va nota o mare nerealizare prin acest aeroport la sfârșitul mandatului său, că n-are cum să-l mai termine. Nu uitați că se lucrează la proiecte, la câte luni mai rămân de construcție. Acolo mai e de lucru 3 ani de zile pe puțin. Numai ca să termin zona de rulare, garare. Deci acolo mai e foarte mult de lucru, deci nu se pune în viitorul mandat cu un președinte care va fi interesat de această investiție, dar și guvernul. Guvernul ăsta l-a sprijinit, văd. Deci s-au dat, nu știu cât, parcă 20 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, s-au dat, n-am mai avut legătură cu aceste lucruri, sau de euro. S-au dat 10 milioane prin direct către investiție și 10 milioane prin județul Covasna, mi se pare. Da, exact. Deci, cu acești bani se mai pot face încă niște lucruri. Dar știți că acolo e o problemă. Există pista de decolare, aterizare. Nu discutăm lungimea ei, că pentru ceea ce e permisiv la Brașov, la aterizare, decolare e suficientă. Trebuie să faci bretelele de refugiu al avionului, trebuie să faci locul de parcare pentru avioane, care este în altă parte, locul de alimentare. Trebuie să asiguri o mulțime. Domnul Popa, eu știu, în 4 ani de zile și cu greu se vedea încă câte un progres, în 4-5 ani de zile am reușit să aduc terenul la linie dreaptă să fac pista. Am făcut pista din două motive. În primul rând, pentru că are cea mai mare valoare, e aproape jumătate din total investiție, și în afară de asta, pentru că niciodată nu o să găsești un partener care să vină să-ți facă un aeroport cu pistă cu tot, pentru că legislația românească prevede, din motive strategice, ca pista, după ce ai făcut-o, intră în proprietatea statului român. Ăsta a fost și motivul pentru care am început cu această treabă. Și a mai fost încă unul. Ăsta e primul aeroport care se face din anii 40 ceva până în prezent. Nu s-a mai făcut în România niciun aeroport. Pe vremea lui Ceaușescu, în Cara Severin, s-a început construcția unui aeroport. Și au început cu terminalul. Și la un moment dat s-au răzgândit și acolo au făcut un CAP. Eu am vrut să fac pista și încă dacă faci pista, oricum obligatoriu acolo se va face aeroport. Categorii pentru care... Deci cândva acolo va fi. Și părerea mea că viitorul executiv care va veni la conducerea CJ-ului cu eforturi mari, în 4 ani de zile îl termină. Deci acest aeroport poate să fie funcțional și realist, nu așa că vezi acum gata, îl facem, vin alegerile, zbor avioane. Nu zboară, domnul președinte, vă spun foarte clar. Că poți să zbori cu... Am încercat că în Brașov pasiunea asta pentru zbor cu motoare, cu avioane ușoare și ultra-ușoare, s-a conturat-o mai clar. Și o mulțime de piloți de ăștia de avioane ultra-ușoare, de ulemeuri, au cerut permisiune să folosească pista turnată de dumneavoastră, până la urmă. De la Consiliul Județean au fost trimiși la plimbare că să nu scrie pista. Exact asta a fost expresia. Să nu zgâriați pista. Păi dacă un avion mic o zgârie, vă dați seama ce o să facă un... de Boeing sau un Airbus. Un Airbus sau un... Da, bun, la lungimea pistei 747 nu poate aterizați. Nu, dar 737 este ok. 737 și 320. Pentru asta e și gândită. E pentru mediul curier făcută. Nu e numai așa, să știți că e încă loc liber ca să fie prelungită până la 4 km și acolo, dacă acolo atunci pot să aterizeze și 747, avioane grele, avioane intercontinentale. Da, important este să se finalizeze. Ce vreau să vă întreb, că sunteți inițiatorul proiectului. Ajunge suprafața de pământ achiziționată ca să facă absolut tot ce se cuvine? Că dincolo de pistă, ajunge. Cu toate complicațiile... Ajunge și rămâne. Nu. Bun, nu uitați că... Dar ajunge, cât au e destul. Nu. Că se discută, s-a discutat totdeauna, se discută foarte mult și despre zona de cargo.
zonă care presupune parcări, transcontainere, deci alte investiții, dar pentru durată lungă a timpului. E destul. Bun, au mai fost unii care au achiziționat terenuri cu niște vizionari din ăștia, așa, prin... Crească să crească prețul. Că nu se știe când trebuie și... Da. Dar e teren destul. Asta ar fi un aspect, pentru că este un element devenit greu în campania electorală. Mai e un an până la alegerile locale. Ați putea prognoza un contur al hărții politice la Brașov post-local 2020? Bun, la modul în care s-a comportat PNL-ul, și să știți că nu... Am făcut publice aceste lucruri, plus că am discutat inclusiv cu Ludovic Orban. A fost la mine în birou și i-am și spus: băi, Ludovic, eu de la Ceaușescu până la tine, eu n-am mai oprit televizorul. Păi de ce vorbești așa? Păi nu suportam să te mai văd, măi, că vorbești de stat de drept și tu de-aia bei scăpat. Dacă erai cu un an înainte, te rețineau, dar bei scăpat de un dosar penal. I-am spus-o și lui, și lui Alina Gordiu, și lui Raluca Turcan. Bă, nu trebuie să-i acoperiți pe corupți, dar dați mâna cu ăștia să scoateți niște legi ale justiției corecte. Pentru că știți care e politica în România? Venim noi și vrem să-i băgăm la pușcărie pe ceilalți. Asta a fost din 95 încoace. Asta știți de când a fost? Asta a fost de când a venit Băsescu. Pentru că, într-adevăr, pe vremea lui Năstase, erau unii care ar fi vrut să-l rețină pe Băsescu pentru dosarul cu flota. Și cine s-a opus la treaba asta? Nu. Fostul președinte Ion Iliescu, care era un om echilibrat. Părerea mea, la mulți poate nu o să le placă ce spun, dar cred că e singurul președinte echilibrat pe care l-a avut România după 89 încoace și chiar de mai mult timp încoace. Dar acum pe asta se merge. Băi, de ce credeți că Iohannis? Pe Iohannis îl dore în fund de 20 de milioane de euro cu referendumul ăsta. Dar îl vrea pe ăla pentru nu știu câte sute de mii de euro, îl vrea pe Dragnea la pușcărie. Deci, practic, e o luptă... Nu-i singurul care îl vrea. Dar e o luptă... Da, bun, pe asta venim la putere să-i băgăm pe el alții. Știți care-i treaba? Că în două, trei mandate nu scapă unul, ei nu-și dau seama de treaba asta. Că vină el alții după aceea. La urmă, totuși, nu așa este corect. Când o comiți, este logic să vină și scadența notei de plată și să plătești. Acesta e motivul pentru care, eu vă spun, PNL-ul va scoate un rezultat slab și la locale, după părerea mea. Nu știu cine va crește. S-ar putea să crească USR-ul. PSD-ul se erodează orice îi face la... ALDE o să mai crească în județul Brașov, dar părerea mea că PNL-ul cu această politică nu mai are nicio șansă. Când am venit la PNL... PNL-ul avea 3 primari. Când am plecat, am lăsat aproape 60% din primari. Haideți să nu uităm unde rămânem, pentru că mi s-a spus din regie că a trecut timpul alocat emisiunii și la ediția următoare să reluăm discuția de la PNL versus PSD în configurația politică post-electorală 2020. Cu mare plăcere. Bun, prieteni, ne vedem săptămâna viitoare și continuăm exact de unde am rămas de acum. Deocamdată, la revedere, să aveți un sfârșit de săptămână superb.